Robert Collier este un specialist în marketing care zice așa: intră în conversația din capul clientului tău. Îmi place foarte mult această zicere și cred că se aplică în comunicare în general. Pur și simplu ai nevoie, dacă vrei să aprofundezi relația cu cineva, să intri în conversația din capul acelei persoane. Și eu cred că această conversație, adică ce își spune omul la el în cap, se referă la 4 întrebări în stadiul incipient al comunicării cu tine. Cele 4 întrebări sunt astea. 1. Îmi place de tine? 2. Am încredere în tine? 3. Te înțeleg? 4. Mă faci să mă simt important. Cu astea 4 întrebări, ceea ce poți să faci este că îți poți pregăti orice interacțiune cu orice individ. Poți să te pregătești pentru o prezentare, poți să te gândești înainte de o negociere. În ce măsură cele 4 întrebări își găsesc răspunsul în mintea celuilalt atunci când vorbești cu el? Așadar, pentru tine rămâne întrebarea asta. Din cele 4 aspecte care îl preocupă pe interlocutorul tău, la care ești cel mai strong, adică chiar te pricepi să dai această percepție, și la care mai ai de lucrat? Sunt curios care e părerea ta, să ne revedem cu bine. Ciao, ciao!